Perfect. Libertate! 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 Să... Bravo, bravo, fraților! Este extraordinar. Așteptăm să se mai adune puțin oameni. Ținem și mie asta. De la televiziunea identitaria. Pe noi. Asta ținem și mie. Jos cu starea de... Jos guvernul! Jos guvernul! Jos guvernul! Jos guvernul! Jos guvernul! Jos guvernul! Toate partidele, aceeași mizerie! 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 Libertate! 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 Jos cu țara de alertă! Jos cu țara de alertă! Jos cu țara de alertă! Ai un încărcător și un fir de iPhone cumva? Noi. O baterie, un acum. Veniți cu noi! Veniți cu noi! Trebuie doar fir. Veniți cu noi! 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 Eu vin după tine, că n-am ce să zic. Hai că să stăm. Hai că încerc pe Facebook, că nu știu de ce nu merge nici pe Skype. Vrei să intri în, cu televiziunea sau nu? Jos cu țara de alert! 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 Ce-a făcut? Mai ai bricheta? Nu. Spune. Mi-a adus la informare o decizie a CCR. Bricheta, bricheta. Decizia CCR în legătură cu legea 55, da? Dar pe anumite puncte care sunt neconstituționale. Dar dispozitivul... Cel cu masca e punctul H. Au anulat punctul S. Așa. Și punctul și. Știu exact ce au anulat. Asta vreau să vă spun. Dar paragraful 68, încă o dată insist, paragraful 68 spune foarte clar că toată legea aia instituie o chestiune numită stare de alertă, care e în afara Constituției, în afara rigorilor statului de drept. Da, așa zice. Toate actele subsecvente, deci, alea, așa zice CCR-ul în dispozitivul numărul 68. Iar legile CCR-ul ăsta, deciziile CCR-ului sunt imediat executabile. Nu mai e nevoie de o instanță. Asta vreau să zic. Eu v-am explicat. Dacă legea 55 era anulată și punctul H... Dar eu n-am zis că e anulată. Eu am zis că a spus despre starea de alertă că e în afara rigorilor statului de drept, așa cum sunt ele statuate de Constituția României. Asta spun. Dacă eu mă recunosc, vine și decretează starea de extraterestru, care nu e în Constituție. În asta veniți și ne amendați? Stai un pic. Nu, că e important. Stai un pic. Deci, aceste decizii au și un dispozitiv. Ele anulează într-adevăr niște articole, dar statuează și niște principii și creează jurisprudență, înțelegeți? Corect. E adevărat că nicio instanță n-a declarat legea, nu... Corect. Eu vă dau dreptate până la jumate. Dar dați-i și dumneavoastră dreptate de la jumate încolo. Din moment ce noi aplicăm sancțiile pe legea 50, înseamnă că legea este constituțională. Da. Punctul H. Corect. Da. Suntem de acord până aici. Dar starea de alertă și CNSU, care tot prelungește o dată la 30 de zile această stare de alertă,
nu corespunde rigorilor statului de drept. Și din moment da. Ce sancțiunile aplicate de noi și contestate de da. Contravenient da, da. Nu sunt anulate de instanță, înseamnă? Unele sunt, altele nu unele sunt. Unele sunt, da. Altru... Bun. Depinde de instanță, aici aveți dreptate. Depinde așa. Și de instanță, așa, depinde așa. Și de descrierea faptului și ce s-a întâmplat. Eu nu vă contrazic aici. Asta zic. Eu vă contrazic doar pe starea de alertă. Atât. Asta, starea asta de alertă este da. Clar statuată de către CCR în afara rigorilor statului de drept. Asta spune CCR-ul, nu spun eu, nu spun oamenii ăștia. CCR-ul spune. Sunt 9 judecători acum. 9-0 a fost. 9-0 a fost. Nu, nu, nu 8-1, nu 7-2. 9-0, domnule. Ce argumente v-am adus eu? Am înțeles argumente. Nu v-am contrazis. Nu v-am contrazis. Eu doar susțin ce spune. Libertate! 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 Hai că mi-a înghețat mâna, Popiliu! Da, mersi! Facem schimb de la Valere, ia-l tu pe ăsta, te rog! Ținem și mie puțin ăsta! Jos cu starea de alert! 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 Stai lângă mine, că e la baterie de alert! Ia-l pe la mine! Ia și la valiera asta! Fiindu-te aici, că am mai auzit poate în ceapă. Jos cu starea de alert! Jos cu starea de alert! Există un Iosif în fiecare dintre noi. Un Iosif, v-ați dus prea în spate. Să te mă puneți la umbră, haideți la lumină. Adevărul se pune la lumină. Unitate! 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 Curaj! Curaj! Pe de-aia am ieșit să mărturisim adevărul. Adevărul se la lumină. Hai! Libertate! 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 Jos cu starea de alertă! 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 Mai bine să vă puneți în revoltate acum atât de drum spre piața universității! Hai, fraților, bucureștenii mei, ieșiți în casă, ne facem de râs, Constanța, Brăila au ieșit deja. Libertate! 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 Bravo, fraților! Vă mulțumim că sunteți alături de noi în acest live, cum a fost în celelalte. Mă iertați că trebuie să întreb live-ul din când în când. Din când în când se oprește din cauza de baterie. Am trăit înainte de 89 într-o dictatură roșie. Nu mai ne dorim dictatură. Cei care sunteți mai în vârstă ați prins revoluția, iar cei care sunteți mai tineri, sigur ați avut mame, tați, frați, unchi care au participat la revoluție. Au vărsat sânge ca noi să fim liberi. Nu trebuie să cedăm libertatea fraților, că odată cedată greu să mai întoarce înapoi. Libertate! 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 Jos cu starea de alertă! 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 Hai, fraților, fiecare pe live-ul, pe grupul de WhatsApp, ce aveți, chemați prietenii voștri, frații voștri, să vină aici. Libertatea nu se câștigă de la sine, chemați! Ieșiți din zona de confort. Da, ieșiți din zona de confort. Gata, ajunge. Libertatea ajunge. Hai, chemați intrată, libertatea e mai importantă decât orice vrei să vorba. Auzi, ia un taxi și vină un cașe că ți-l plătesc eu. Așa se cheamă prietenii, bravo. Așa, cheamă-i pe toți. Cum te cheamă? Dani. Dani, își cheamă toți prietenii că le face cinste. Le face cinste cu taxiul. Le dau și cât un milion. Hai că vedem cât un milion. Doamne ferește, numai că după aia ne bagă la altele. N-are nimic să vină. Avem atâtea forțe de ordine care să le supravegheze. Pentru ce? Suntem criminali, suntem teroriști, cum zicea comitatul ăla de Câțu. Câțu teroristul! Câțu teroristul! Câțu teroristul! Câțu teroristul! Câțu teroristul! Câțu!
teroristul! Cruzul teroristul! Dă-mi puțin microfonul, dă-mi-l puțin! Cruzul teroristul! Cruzul teroristul! Cruzul teroristul! Cruzul teroristul! Cruzul teroristul! Cruzul teroristul! Libertate! 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 Angele, Angele! Enache! Enache! Bă, mai ține-te un pic ăsta! Să vă dăm la Libertate! 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 Masca jos se strigă, în sfârșit. Am auzit, am văzut și eu bucureșteni trezit, slavă Domnului, iată-i, iată-i s-au trezit în sfârșit. A avut dreptate, doamnelor și domnilor, Gabriela Calițescu, the one and only. Ea este, să ne apărăm copiii, da. Arafat la pușcărie! Care din voi are conturi de TikTok? Dați drumul la un live pe TikTok, vă rog frumos. Sunt 6 milioane de utilizatori de TikTok în România și eu n-am așa ceva, îmi pare rău că n-am vârsta. Care sunteți mai tineri? Dați drumul la un live, fără rușine, hai cu vitejie. Bagă! Bagă live-uri pe TikTok. Arafat! Arestat! Arafat! Arestat! Stimați telespectatori, fraților din live, iată Bucureștiul în sfârșit a ieșit. Libertate! 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 În sfârșit a ieșit Bucureștiul și suntem păziți. Suntem păziți de jandarmerie, suntem păziți
frumos, exact ca în Brăila, exact ca în Constanța. Doar păziți. Nu se întâmplă nimic, nimeni nu ne dă amenzi și nici nu există recunoaștere facială. Da, unde zi. Sunt, unde sunt politicienii ăia care până acum erau peste, unde sunt politicienii, nu a niciunul pe aici. Jos guvernul! 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 Unde? Unde? Jos guvernul! Jos guvernul! Dane, hai! Arafat, judecat! 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 Mai ținem puțin asta, mă duc să-mi iau o căciulă în cap, că mi-e frig. Ieși din casă, dacă vă pasă! 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 O vorbă pentru guvernanții noștri! Criminali! 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 Jos guvernul! Jos guvernul! Jos guvernul! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Ne-am săturat! Ne-am săturat! Ne-am săturat! Înainte de 89! Ne-am săturat! Ne-am pâine cu porția! Și acum tot cu porția ni se dă până la ora 18 putem să ne luăm pâine! Înainte de 89, comuniștii aveau o boală care îi măcina o frustrare cruntă împotriva bisericii. Și ticăloși și cea care ne conduc la fel. Aduceți-vă aminte, fraților, că anul trecut n-am putut să mergem să ne stăluiesc, să vă emoții la cinstire. N-am putut să mergem la biserică. Iar o s-au încercat să ne șine departe, să slujba de înviere. Da, jos comunismul! 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 Libertate! 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 Unitate! Unitate! Libertate! Mai dăm și mie. Da, dar unii începe să plece. Nu sunt încă să mai dăm. Nu nimica. Jos cu starea de alertă! 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 Care aveți conturi de TikTok? Băgați live-uri pe TikTok! Nu știu dacă există live-uri pe Instagram! Băgați live-uri pe Instagram! Omul! Bagă! Bagă live pe Instagram! Haideți! Ieșiți din casă, dacă vă pasă. 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 Yellow flag. Ieșiți din casă, dacă vă pasă. 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 Dacă vă pasă. Rușine. Cam. Jos cu starea de alertă! 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 Libertate! 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 Libertate!
libertate! România, te iubim! 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 La Galați acum sunt câteva mii de oameni, la Galați, mii de oameni pe străzile Galațiului. Unii dintre ei se urcă pe mașini, înșeară libertatea la miezul nopții. Galațiul e cu noi! 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 Nu, nu acolo! Mă rog! Galațiul e cu noi! Azi în Timișoara, mâine în toată țara! Azi în Timișoara! 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 Mâine în toată țara! Cum zigau înaintașii noștri din 89! Azi în Timișoara, mâine în toată țara! Jos cu starea de alertă! 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 Veniți cu noi! 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 Jos cu starea de alertă! 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 Ca să nu transmită ce se face aici. E pe nașul TV live. De când am început. Libertate! 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 Ieșiți din casă dacă vă pasă! 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 Mii de călăței sunt pe străzi, oameni buni! Bucureștiul, ce faceți? Noi suntem aici vreo 3 milioane! Atât putem? Haideți acum, ieșiți! Cât mai mult! Jos cu starea de alertă! 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 Uitați că ni se alătură! Băi! Mai baterie! Bună dimineața! Am zis 10 oameni măcar dacă ieși din aia. Hai poporul voi, boților! Hai, ridică-te! România! Prezentă-te! 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 Jos cu starea de alertă, 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 jos cu starea de alertă. Stai puțin. Libertate! 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 Avem
media cu noi, Nașu TV. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu l-am câștigat libertatea noastră. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până când nu câștigăm libertatea noastră. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până când nu câștigăm libertatea noastră. Nu plecăm acasă, noi nu câștigăm libertatea noastră. Libertate, 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 libertate. Libertate! Hai toți direct afară! Libertate! 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 Ieșiți din casă, dacă vă pasă. 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 De la mașină? Moldova! Țara românească! România mare! Proiect
aparține acestui protest, da? Scoate-ți-o pe asta din ea. Nu se poate. Nu poți să-l lași. Du-te, nene, de aici. Hai, cară-te de aici, că n-avem ce circ să facem aici. Puneți-vă în față, sunt noi. Dați în față la cameră să nu filmezi. Haide, du-te. Limba, urmă. Șoșoacă 2, hai. Caramba. Hai că ne ajunge, gata. Ne ajunge. Dacă vă pasă, ieși și casă, dacă vă pasă. Vreau să invităm un speaker noi și un reprezentant al manifestației. Doamne ajută, frați români, bine ați venit! E prima oară când avem o box aici! Felicitări că sunteți alături de noi! Am salvat onoarea acestui oraș! Strigați libertate și izolați infiltrații! Libertate! 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 Dacă nu erați voi, dacă nu erați voi, onoarea Bucureștiului ar fi fost întinată, pentru că uitați-vă la Brăila, uitați-vă la Constanța, uitați-vă la Galați, uitați-vă la Timișoara, uitați-vă la Cluj. Bucureștiul abia a început, să știe și guvernanții noștri că nu dormim în case. Libertate, te iubim, ori învingem, ori murim. 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 Să nu dea și lumină, mă, că au închis lumina stradală. Au închis și lumina stradală, dați-ne lumină să se vadă mai bine. Libertate! 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 Veniți toți aproape de noi pe trotuar și mai ales... Hai mai în față, mă! Aveți mare grijă, da? Aia care aveți conturi de TikTok, cei care aveți conturi de Instagram, au umplut Facebook-ul de live-uri. Dar trebuie să afle și frații noștri, mai tineri, care au conturi de TikTok, să nu facem de râs înaintași noștri care au luptat în 89 aici, în piața Revoluției, ilegală, produsă de niște autorități care constituie la ora actuală un grup infracțional de crimă organizată. Câțu teroristu!
claxonați, băieți, claxonați, că nu vă arestează nimeni. Toate mașinile care vin aici să claxoneze, că în noaptea asta nu trebuie să dormiți. În noaptea asta e o noapte a libertății, din piața universității. Libertate! 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 Să știe și... Să știe și ticăloasele noastre autorități care se bat că plouă. Să știe că românii nu acceptă minciuna, nu acceptă ticăloșia, nu acceptă fraieriala și nu merg după fetă. Toate partidele! Arafat! Terahat! Arafat! Terahat! Arafat! Terahat! Arafat! Terahat! Arafat! Terahat! Libertate! 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 Așa strigăm mai tare să se audă! Să se vadă și la presă cât suntem aici și faptul că ne-am strâns la 12 noaptea, nu știu dacă vă dați seama ce putere are acest protest, e ca și când am fi sute de mii în timp de zi! Bravo vă, felicitări! România! România! Ole, ole! România! România! Ole, ole, ole! România! România! Așa, treziți-i! Ole, ole, ole! Treziți-i din somn! Și apropo de vaccinare, hai să strigăm! Nu ne forțați! Nu ne vaccinați! Nu ne forțați! Nu ne vaccinați! Nu ne forțați! Nu ne vaccinați! Nu ne forțați! La un post, la un post de televiziune la care, spre rușinea mea, am fost și eu invitat, e vorba de Realitatea TV, am văzut că se lăudau aia că vor fi 2 milioane, că au deja 2 milioane de vaccinați. Vai de capul concetățenilor noștri, e un genocid care se întâmplă. N-avem voie să acceptăm așa ceva. Uiți! Strigați dacă sunteți de acord cu internarea lui forțată. Să strigăm libertate pentru Gașpar. Libertate! 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 Suntem, fraților, sunteți cei mai mulți de aici, sunteți creștini ortodoxi. De Paște ne vedem cu toții la înviere și stăm până la sfârșitul liturghiei. Putea opri să stăm la Sfânta Liturghie, să ne fie foarte clar, să luăm lumina lui Hristos de înviere. Libertate! 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 Va trebui... Eu nu sunt mare fan pentru protestele zi după zi, dar de data asta nu ne mai putem opri. Trebuie să facem acest protest permanent, să fim aici în fiecare seară, să ne plimbăm și să ne plimbăm până și după ora 6 ca să nu mai plecăm de aici. Să fie foarte clar, nu mai plecăm! Nu plecăm! Nu plecăm! Nu plecăm! Nu plecăm! Nu ne vaccinăm! 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 Pentru ca
să audă, să audă și autoritățile. Noi de aici nu plecăm, noi de aici nu plecăm, noi de aici nu plecăm, noi de aici nu plecăm. Jos starea de alert, 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 jos starea de alert. Au închis toate magazinele din jurul nostru, asta e paradoxul. Am un bax întreg de apă minerală, dacă vreți să beți unii după alții, o să ne consideră ăștia că suntem dilii, dar veniți la mine la mașina aia, beți de acolo din spate și vă dau acum apă minerală. Uite, vă dă băiatul ăsta îmbrăcat în camuflaj, da? Urmați-l. Marian, Marian, nu băiatul. Duceți-vă și ajutați-l să aducă un bax de apă minerală pe Ana Negri. Aici nu suntem la televizor, de o anumită apă minerală. Mulțumim Nașul TV! Dacă nu era televiziunea asta, uitați aici pe Gabriela, strigați-i urale, pentru că dacă nu era, nu eram aici în seara asta. Nașul e cu noi! Libertate! 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 Nu e responsabilitatea voastră, Gabriela, că nu se strigă ce trebuie. Nu suntem în studio. România, ole, 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 România, România, ole, 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 România. Nașul e cu noi, 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 nașul e cu noi. Libertate, te iubim, ori învingem, ori murim. Libertate, te iubim, ori învingem, ori murim. Libertate, te iubim, ori învingem, ori murim. De ce vă stric să nu vă testați? Nu pentru că sunt irresponsabil, ci pentru că au fost articole publicate în The Lancet, cel mai prestigios jurnal medical din lume, care spun că 90% din testele PCR, din cazurile pozitive, sunt false dacă se trece de un anumit număr de cicluri de amplificare. Și la noi nu se fac 20, nu se fac 21, nu se fac 25, se fac între 30 și 40 de cicluri de amplificare. Aici este minciuna pe care este bazată toată pandemia lor. România! 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 Trezește-te! România! Trezește-te! România! Trezește-te! Jandarmeria a ridicat doi oameni care se îndreptau spre noi. Spuneți-ne ce părere aveți! Unitate! 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 Hai, urcă-te sus. Veniți mai mulți pe aici. Gabriela, dă-le telefonul. Haideți, fraților. Urcă-te sus, da, Litin. Dă-mi asta. Hai, urcă-te sus. Fără țara, vei cu pește! Cu topoare, cu copii! Cu cașmale! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Rușine, rușine, rușine să vă fie! Rușine, rușine, rușine să vă fie! Mai bine suntem în stradă! Bucureștiul s-a trezit! Bucureștiului nimic! Asta ne-au demonstrat 31 de ani! Păi vă dați seama, Răzvan Bastea, ce părere ai despre acest protest? Îți place? Este cel mai bun protest de până acum. Corect, e cel mai bun. E de departe cel mai bun. Live-urile de la SDL, 70.000 de oameni, sau am 70.000 de vizualizări. Extraordinar, îți dau eu baterie de la mine. Pentru 70.000 îți dau și două baterii. Deci, într-adevăr, e primul protest
spontan la care eu personal particip. Până acum dă-i cu primăria, dă-i anunță, dă-i nu știu ce, dar merită pentru asta să faci. Are dreptate Gabriela, pentru copiii noștri. Pentru părinții noștri la fel. Așadar, România se trezește, Brăila este trezită, Timișoara la fel, Galațiul la fel, Constanța la fel, Clujul la fel, București încă doarme. Încă doarme, dar iată, voi ați demonstrat că nu da, doarme. Da, o filmez pe Gabriela, mă iertați. Bucureștiul este treaz. Și de aici, de aici, din locul în care eroii noștri și-au dat viața pentru libertate, avem obligația de a o apăra cu prețul vieții fiecare cetățean român. Asta am vrut să vă spun. Trezirea, nu vă fie frică. Nu vă fie frică de nimic. România, România, România. Încă neconstituțională. CCR-ul ne-a spus din 25 iunie 2020 că starea de alertă, care nu este în Constituție specificată, este în afara rigorilor statului de drept în sensul Constituției României. Jos starea de alertă! Jos starea de alertă! Libertate! 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 Mai departe, tot ce înseamnă instituții care rezultă, rezidă din această stare de libertate, aveți inclusiv CNSU, funcționează ilegal. Toate ordinele emise de comandantul militar sunt ilegale, neconstituționale. De asemenea, nu e nevoie de hotărârea unei instanțe atâta timp cât CNCR-ul a spus foarte clar acest lucru. Libertate! 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 Mai departe! Libertate! 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 Mai departe! Ieri ne-au închis în casă pe prima fază cu stare de urgență, după aceea ne-au dat drumul până la ora 11. Au redus la ora 12, acum la ora 18. Arafat are în plan să ne închidă la ora 16. Libertate! 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 Noi suntem valul 3! 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 Și îi dăm jos pe ei! Noi suntem valul 3! Și îi dăm jos pe ei! Noi suntem valul 3! Și îi dăm jos pe ei! Noi suntem valul 3! Și îi dăm jos pe ei! Libertatea noastră, noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu ne-am câștigat.
câștiga libertatea noastră. Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră. Noi de aici nu plecăm. Mulțumesc, București, că ai ieșit în stradă! Felicitări, Călăt! Felicitări, Timișoara! Felicitări, Călăt! Dacă vă pasă, ieșiți din casă, 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 dacă vă pasă. Ne ajuns un an și ceva de minciună pandemică, românilor, ne ajuns cu titulați. La Călăț, la Călășoara, la Arad, la București, toată România va fi în stradă! Ieșim 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 în stradă! De un an de zile suntem mințiți în continuu cu niște cifre pe care nu ne mai crede nimeni! Jos pandemia! 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 Sus România! Jos pandemia! Sus România! Fraților, în această perioadă, televiziunile au instituit teroarea împotriva românilor, alături de fărbuții României! Jos cu presa mincinoasă! 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 Revoluția noastră a românilor este una de conștiință! Este una în care ne spunem și rugăm lui Dumnezeu, Doamne, ai milă de noi și trizește-te român, iată că ne s-a ascultat rugăciunile, România e stradă! Ieșiți în 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 stradă! Acest set al nostru al de aici se transmite din inimă în inimă, din suflet în suflet, cum pe vremuri se transmitea focul Revoluției. Așa se va porni Revoluția și vom da jos pe acești nenorociți care ne chinuie de 31 de ani, fără milă pentru noi și pentru copiii noștri. Jos cu politicienii corupți! Toate partidele, aceeași mizerie! 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 Au îndrăznit acum să se ia și de copiii noștri și i-au închis în case timp de o lună de zile. Deschide școlile, criminalilor! Deschide școlile! Deschide școlile! Deschide școlile! Deschide școlile! Nu suntem cobai! 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 Ceea ce s-a început astăzi! Ole! România! România! Ole! 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 România! România! Ole! 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 România! Deci atenție! Ole! Ole! La reîntoarcerea copiilor la școală, domnul Câțu a spus în direct că vor să testeze în masă toți copiii. Atenție mare, români! Jos testarea! Jos fără testare! Fără testare! Curent, curent!
deja ne testează răbdarea de un an de zile. Astăzi nu va avea niciun fel de răbdare să țineți minte asta! De astăzi înainte ne luăm țara noastră furată de nealăgerii acestui neam, de oamenii care nu iubesc acest popor. Se vede cum legiferați nevălăciților! Criminali! Iar acel așa numit doctor pe numele lui, și nu o să-l pronunț cu totul că nu merită, Arafat, căruia îi se poate spune și în alte moduri, a îndrăznit să ne spună oamenilor din România creștinilor că nu avem biserică! Noi suntem creștini de 2000 de ani și nimeni, niciun fel de ocupație nu a îndrăznit să ne închidă bisericile niciodată! La ora 11 în ziua de înviere, românii vor ieși cu toții și îl vor slăbi pe Dumnezeu până la ora 5 dimineața! Libertate! 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 Ia uitați-i convins! Tot mai mult se adună! Dragi români! Ia uitați-i convins acolo! Acolo unde simteți! Acolo unde ne auziți! Acolo unde vedeți! Acolo unde există o inimă care să bată! Veniți, ieșiți și arătați-vă că sunteți creștini și români și nu veți ceda acestei dictaturi! Nu cedăm! 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 Arafat! Judecat pentru cei legați de pat! Arafat! Judecat pentru cei legați de pat! Arafat, judecat pentru cei legați de pat! Arafat, judecat pentru cei legați de pat! Uitați-vă în partea stângă cum încep să vină oamenii, aplaudați-i! Ieșiți în stradă că a început revoluția! Revoluția conștiințelor și revoluția românilor! Acum, aici, în continuu, la Galați, la Timișoara, la Arad! Și peste tot vor ieși românii și vor spune nu! Ole, ole, România, România! Ole, 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 România, România! Ole, 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 iar tuturor acestor așa zise forțe de ordine care trebuie să apere poporul român de dușmanii lui și nu poporul român de poporul român, le spun, luați o hotărâre și fiți alături de noi și nu mai apărați criminalii care dizustra. Și voi sunteți români! 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 Am ieșit astăzi în stradă să spunem nu mai putem să mai acceptăm! Nu mai putem! 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 Nu mai putem să acceptăm această batjocură, acest pimpom care se face cu sufletele noastre! Libertate! 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 Frați români, fac apel la toți care sunteți aici, în live, care sunteți cu inima și cu sufletul și vă uitați la frații noștri de la Galați, de la Brăila, de la Timișoara, de la Arad, de la Cluj. Ieșiți în stradă! 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 Iar presa care este aici de față, care nu apără cuvânt
din orice fel de, istoria jurnalismului, orice fel de persoană care nu spune adevărul despre poporului. Rușine, rușine, rușine să vă fie! Rușine, rușine, rușine să vă fie! Rușine, rușine, rușine să vă fie! Această presă mincinoasă a terorizat poporul cu zeci și zeci de cuvinte de teroare despre infecție, despre tot felul de nenorociri care se întâmplă. Veniți că nu mai putem, ATI este plin, infecțiile sunt peste tot. Mincinoșilor, acum merg eu în ATI să văd ce pline sunt aceste cuvinte. Să mergem la frații noștri să-i ajutăm. Eu merg personal, mă ofer voluntar să ajut frații mei care sunt bolnavi. Mincinoșilor, nu ne este frică. Toți, nu ne este frică. Nu ne este frică. Țara se ridică. Nu ne este frică. Țara se ridică. Nu ne este frică. Țara se ridică. Salut, mai bine așa. Să vă fie frică, poporul se ridică! 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 Jos cu starea de alertă! Jos cu starea de alertă! Am fost de un an, de aproape un an de zile, a vorbit și cineva mai devreme despre starea de alertă care este neconstituțională. A spus-o decizia CCR. Această stare de alertă inventată pur și simplu este o harababură legislativă. Jos cu starea de alertă! 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 Jos, bagă în buzunar! Jos, bagă în buzunar! Vă mulțumesc frumos! Și încă o dată să strigăm să se audă hă departe în toată România! Libertate! 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 Pentru cei legați de pat, Arafat judecat! Pentru cei legați de pat, Arafat judecat! Pentru cei legați de pat, Arafat judecat! Pentru cei legați de pat! Acestora trebuie să li se spună adevărul în față. Mincinoșilor, ne țineți în casă cu această minciună pandemică. Unde sunt infectații? Libertate! 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 Iar pentru ca lucrurile să fie desăvârșite, orice rău care s-a întâmplat din vina medicilor, și ați văzut ce s-a întâmplat în secțiile ATI, vor da o exonerare de răspundere, ceea ce înseamnă că medicii nu vor răspunde pentru aceste crime. Jos cu Arafat! 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 Îi se spune că nu avem conducători! Aici sunt cel puțin 10 lideri care pot conduce România! La Galați încă 10, la Brăila încă 10! Nu vă mai luați după cei care vă spun că n-au cine să conducă! O conducem noi din stradă, că altfel nu se poate! Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Dacă legile sunt strâmbe, le îndreptăm noi de aici, din stradă! De orice fel, ca orice lucru care este strâmb, nu poate da ceva drept! Mintea care ia în considerare un lucru strâmb, nu poate fi decât strâmbă! Să nu mai acceptăm această bătaie de joc legislativă! Uitați-vă cum se joacă! Cu răbdarea noastră,
au introdus în 2017 legea care impune obligativitatea vaccinării. Au oprit această lege pentru că noi am protestat, pentru că noi am spus că nu dorim să fie încălcate legile României, care spun că actul medical trebuie să fie liber consimțit și în orice împrejurare. Acest act medical trebuie să fie consimțit de către pacient. O spune legea pacientului, o spune convenția de la Oviedo, o spun legile internaționale care consimțesc acest consimțământ în reștanța funcțională. Vrem dreptate! Vrem dreptate! Vrem dreptate! Vrem dreptate! Dacă are curaj din politicien să coboare în stradă, dacă are curaj cineva care conduce să vină aici, să vină să vedem ce să primească. Vă spun eu, șuturi în copil, șuturi în cer, afară, afară, cu liderea din țară, afară, afară, cu liderea din țară. Ne-am săturat! Pe această cale trebuie să știe cei care au îndrăznit să se ia de ființă națională că nu vom ceda și nu vom pleca din stradă. Nu plecăm! Nu plecăm! Mulțumesc frumos, fraților! Vă iubesc pe toți! Libertate! Libertate! Jandarmeria, am și un mesaj pentru voi. Lăsați-ne, frații, să ajungă aici. Primim mesaje constant că sunt blocați, să ne ajungă la noi. Lăsați-i să ajungă la noi. Fiți frații noștri, fiți patrioți, fiți români. Nu țineți cu străinii. Jandarmeria, apără hoția! Jandarmeria, apără hoția! Jandarmeria, apără hoția! Jandarmeria, apără hoția! Fraților, trebuie să știți, sunt foarte mulți oameni care vor să ajungă lângă noi. Sunt zeci de oameni blocați pe străzile Bucureștiului, de poliție, pe jandarmi, și nu-i lasă să ajungă la noi! Rușine! Rușine! Fraților, este incredibil cât de mulți v-ați adunat astăzi seara aici! Felicitări! Doamne ajută! Ați învins! Strigați libertate! 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 M-au întrebat jandarmii dacă eu sunt cel care a organizat acest protest. I-a spus că nu, că voi sunteți toți. Unitate! 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 Le-am spus că m-am săturat de proteste organizate și că de data asta poporul român nu mai poate fi oprit. Felicitări încă o dată că v-ați strâns atât de mult! Este extraordinar! Încă o dată gândiți-vă puțin că de mâine vor să bage legea malpraxisului pe care mârșeava ăla de Vlad Voiculescu vrea să scutească! Hai să vă spun ce înseamnă malpraxisul! Legea malpraxisului este o lege
care îi va absolvi pe medici în condițiile în care vor acționa ca niște roboți să aplice protocoalele ucigașe. Îi va scuti de orice fel de vinovățire și orice fel de răspundere penală. Sunteți de acord cu asemenea lege? Vrem o țară cu o medicină normală la cap. Vrem o țară cu oameni normali la cap. Vrem o țară condusă de noi, de români, nu de străini, cum este acum, că sunt împânziți toți și grupul de asta, comunicare strategică și tot. Ăștia nu sunt ai noștri, fraților, de aici vine toată problema. Hai să strigăm puțin. Poate partidele! Aceeași mizerie! 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 Poate partidele! Și este foarte bine că din nou aveți aici la piața universității în protest al vostru, al societății civile. Strigați cu mine! Fără politice! Fără politice! Fără politice! Fără politice! Mai tare că nu mă auzi! Fără politice! Bravo! Toate partidele! Aceeași mizerie! Toată țara! Toată țara! Toată țara! Toată țara! Haideți că ne-am strâns gromile, am uitați-vă puțin câte mașini sunt de aici! Claxonați toți din mașini dacă ne auziți! Din vuvuzele, dacă ați fi avut, să fi dat din ele! Data viitoare, mâine, o să vin tot aici, că nu putem să plecăm de aici! Strigați, noi de aici nu plecăm! Nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră! Noi de aici nu plecăm! Nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră! Noi de aici nu plecăm! Nu plecăm acasă, până nu vom câștiga libertatea noastră! România! Ole, ole! Câțu terorist! 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 Cum își permite scârbavnicul ăsta să ne numească pe noi teroriști când noi ne strigăm libertatea? Cum își permite din poziția unuia care n-are nici cea mai mică dreptate să ne numească pe noi ilegali? Cum își permite să ne trimită nouă jandarmeria să ne întrebe? Știți ce m-au întrebat? M-au întrebat de ce suntem atât de înghesuiți? Păi sunteți voi mai înghesuiți decât la autobuz? Sunteți mai înghesuiți decât la metrou? Sunteți voi mai înghesuiți decât în magazine până la ora 6? De aici vine ticăloșia lor dacă vreau să ne răsfireze. Domnii jandarmi, domnul care m-ați intervie mai devreme, dacă vreau să ne rărească, trebuiau să facă magazinele non-stop, așa ar fi procedat niște conducători români. Jos guvernul! Jos guvernul! Jos guvernul! Așa v-am zis. Magazinele alea mici pe care ei le închid până la ora 6, le bagă în faliment! Sunteți de acord? Da! Pentru că distrug capitalul românesc, sunteți de acord? Da! Ce aveți să le spuneți? Hai că ați obosit! Mi s-au terminat bateriile de la telefoane! Ați obosit! Răzvan Vastea, unde ești? Nu plecăm! 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 Când am venit aici, mă întrebam, era piața goală și mă întrebam, oare se va umple vreodată piața asta? Iată că s-a umplut, nu s-a umplut în totalitate, dar s-a umplut pe jumătate. S-a umplut cu oameni frumoși. Oameni care iubesc libertatea! Fraților!
Suntem aici pentru că ne iubim libertatea. Libertatea noastră este proprietatea lui Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu pentru noi, nu este proprietatea politicienilor să dispună de ea așa cum vor ei. Haideți să strigăm cu toții! Haideți să le reamintim că suntem oameni liberi! Libertate! 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 Pe față ca la animale! Copiii noștri stau la școli câte 4 ore, câte 5 ore cu masca pe față! Fac sportul cu masca pe față! Ăștia nu sunt oameni, ăștia sunt teroriști! Cuciu terorist! Cuciu terorist! Până când vom arăta? Până când vom arăta? Au mai uite oamenii! Fă un apel la jandarmerie! Fac un apel la jandarmerie să nu mai oprească oamenii, să-i lase să vină, este un protest spontan! Este protestul românilor! Suntem cetățeni! Suntem liberi! Respectăm Constituția, respectăm legile țării! Lăsați-ne, lăsați pe frații noștri să vină alături de noi aici! Mai stai puțin să se adune! Mai stai puțin să se adune oamenii, după care vom porni în marș spre Piața Victoriei! Lăsați oamenii să vină! Haideți să strigăm cu toții! Lăsați oamenii să vină! 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 Sunt niște ipocriți. Anul trecut ne-au închis bisericile. Au zis nu ai măsuri, ai măsuri. Și zile trecute mi-a venit gândul acesta. România! Ole, ole, ole! România! România! Ole, ole, ole! România! România! Ole, ole, ole! Suntem oameni liberi! Suntem oameni frumoși! Deja am umplut jumătate din piața universității! Suntem aici, frate, undeva la 500-600 de oameni! Suntem esența! Spre 1000 de oameni strigă! Suntem esență de românism! Pe cei care aici veniți și voi nu mai stați în casă! Veniți alături de noi! Ieșiți, bă, din casă, bă! Ieșiți, bă, că ne-a lăbărut ala frate! Ne-a ducat țara, bă! Da. Domnilor jandarmi, este adevărat că sunt grupuri de persoane care nu sunt lăsate să vină aici? Toate partidele, aceeași mizerie! Toate partidele, aceeași mizerie! Toate partidele, aceeași mizerie! Noua măsură, noua măsură în măsurile pe care le iau și zilele trecute mi-au venit în gând această idee de slogan. Ascultați-mă puțin! Măsuri fără măsură înseamnă dictatură! Măsuri fără măsură înseamnă dictatură! Măsuri fără măsură înseamnă dictatură! Suntem români și ne vom apăra pământul, neamul și istoria. Ale, 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 se dă-nă bune, bătoare! Libertate! 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 Nu știu, nu cred. Ține și mai mult puțin.
Oprisarea de alertă! 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 Pe fraților, pe pentru asta am venit aici, să oprisarea de alertă! Libertate! 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 Unde sunt? Cine zice că nu e adevărat, că îi lasă? Jos cu starea de alertă! 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 Haide, băi! Să vină presa să-i scoatem lesa! 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 Salutare, fraților! Ascultați puțin! Pentru ce am ieșit toți la revoluție și au murit toți? Liniște, liniște puțin! Pentru ce au murit oamenii la revoluție acum 30 de ani? Pentru ce? Să vină un jandarm să-mi zică, puneți masca pe față! Să ieși la ora 8 în casă? Dar ce, suntem copii mici? Cum mai putem lucra dacă vor să dea de la 6? Ne-au ținut 2-3 luni ca sclavi. Știți că în America, pentru fiecare cetățean, s-au dat câte cel puțin $18,000? Știți lucrul ăsta? Nu, ce ne-au dat ăștia? Știți că jandarmii ăștia care îi vedeți voi și care mă filmează acum, știți că ăștia primesc 8 milioane în funcție de grad? Știți lucrul ăsta? Ce să am, mă? Ce să am, băi? Ăștia îi păzesc pe ceilalți. Ăștia întotdeauna la revoluție. Cine au tras? Securiștii și toți jandarmii. Și toți ei ne dau cu bastoane! Când mai stați ca proști așa? Să ce? Să ne luăm bătaie pe aici? Băi, ascultă că vreau să zică ceva! Amenzi abuzive! Nu plecați acasă! Dacă vă pasă! Nu plecăm acasă! În 10 minute, toți care suntem aici, jos Arafat! Jos Arafat! Jos Arafat! Jos Arafat! Jos Arafat! Jos Arafat! În 5 minute! În 5 minute toți care suntem aici mergem spre Piața Victoriei ca să strigăm și jos guvernul! Și ca să scoatem oameni din casă, ia urlați puțin să-i treziți! Jos guvernul! 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 Băi, băi, la Piața Victoriei! Băi, ne-le, 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 Arafat judecat pentru cei legați de pat. Arafat judecat pentru cei legați de pat. Arafat judecat pentru cei legați de pat. Să știe și ei, strigați-le ca să știe și ei că nu suntem de acord cu ce fac în spitalele României și cu cum exagerează cifrele. Exact cum am ieșit acum, vom încălca orice stare de alertă. Nu ne pasă de aceste porcării de stări de alertă. Nu ne pasă, ieșim din casă. Libertate!
Libertate! Libertate! Libertate! Libertate! Libertate! Libertate! Libertate! Libertate! Libertate! Libertate! Libertate! Fraților, deocamdată mai stăm aici, că mai sunt oameni de venit, sunt oameni care vin de la Biserica Elei încoace și mai stăm un pic și apoi plecăm spre guvern. Liniște un pic, mâine la ora 17:30 vom fi din nou aici la Fântâni, dar în noaptea asta... Mâine vor fi oameni în toate orașele țării. Mâine la ora 17:30 ne vedem aici la Fântâni, iar în jumătate oră marți plecăm spre guvern. Libertate! 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 Arafat judecat! Arafat! Arafat judecat pentru cei legați de pat! Arafat judecat pentru cei legați de pat! Arafat! Jos starea de alertă, jos starea de alertă, jos starea de alertă, jos starea de alertă. Ieșim din casă, noi nu ne pasă. 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 Aș vrea să spun ceva. Atenție la anumite instigări care se fac. Controlați-vă, stăpâniți-vă. Nu este nevoie să ne omorâm cu jandarmii acum. Ei de-abia așteaptă să ne ia la bulane. Vă rog foarte mult să vă controlați și să nu le răspundeți la provocări. Se lansează zvonuri că sunt persoane. Înainte de a... Am atențiune puțin. Dacă există persoane care nu sunt lăsate să ajungă aici, am o rugăminte. Dacă acele persoane... Vă rog puțină liniște. Dacă există persoane care doresc să ajungă în piață și cunosc pe cineva din piață și nu sunt lăsate de către forțele de ordine să ajungă aici, să anunțe prin mesaj persoana care este în piață ca să vină să o ia și locația unde este, pentru că se lansează astfel de momente de instigare. Libertate! 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 Ieșim din casă, noi nu ne pasă! 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 Acum, pentru că suntem într-o stare de libertate, vom porni! Vom porni în marșul libertății spre Piața Victoriei! Haideți, fraților! Libertate! 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 Unde ți-e microfonul? Unde ți-e? Microfonul e la domnul ăla. Cătăline! Bă, unde-i Dinulescu, bă, frate? Băi, prost! Ce ai nevoie, zi? Zi, ce ai nevoie? Care a vorbit, Dinulescu? Sună-l, bă, Dinulescu, că n-am văzut lui. Că a plecat cu microfonul, prost! Vamos! 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 Vam
că l-am pierdut pe pompile, nu știu. Microfonul să vină lângă boxă, microfonul! Microfonul să vină lângă boxă! Bătă țara! Bătă țara! Dacă vă pasă, veniți din casă, dacă vă pasă, veniți din casă, dacă vă pasă, ieșiți 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 din casă, dacă vă pasă. Mariana, Mariana, stai lângă mine. Da, nu te poți stai. Ieșiți din casă, dacă vă pasă!